Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 16 iulie, încorporezi atât timiditate cât și sociabilitate. Sub acoperirea politeții se află intenție și un sentiment profund al alegerii proprii. Ai capacitatea de a obține o înțelegere clară prin bunul simț și imaginația vie. Ai vise mari și toate abilitățile necesare pentru a le face să devină realitate. Cel mai bun lucru îl faci atunci când nu sunt șefi peste tine. Ai nevoie de perioade lungi de solitudine pentru a face planuri și a-ți restabili energia și, prin urmare, potențialul tău puternic nu este adesea vizibil pentru prieteni și cunoștințe. Ești în mod constant sub influența impulsurilor romantice asociate cu dragoste, aventură, evenimente fantastice și oameni neobișnuiți. Te străduiești să aduci diversitate în viața ta, să umpli cu bucurie, deoarece rutina și plictiseala te supără. Energia pasională, pe care o conduci spre implementarea proiectelor, te distinge de alte persoane. Idealist în sufletul tău, trebuie în mod necesar să crezi în ceea ce faci și activitățile tale sunt adesea comparabile cu o cruciadă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Rac semnul zodiacal rac este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, sinceritate, respectarea tradițiilor, psihologie, diligență. Tu ești o persoană care își trăiește fanteziile. Fără exagerare poți fi numită filozof, gânditor și visător agitat, deoarece luna protejează semnul tău zodiacal. Prin natura ta calmă, cu un caracter flegmatic, ești predispusă la autoflagelare și la depresii frecvente, dar dacă ai o stare bună, aceasta este transmisă tuturor celor din jurul tău, ești o fire radicală, nu-ți place să reinventezi roata, de obicei urmărești o cale cunoscută și folosești doar mijloace dovedite pentru a-ți atinge obiectivele, cu ușurință găsești un limbaj comun, chiar și cu străinii. Tu poți petrece ore în șir cu entuziasm pentru a-ți împărtăși gândurile cu prietenii. Ești un tovarăș bun, știi să păstrezi secretele. De asemenea, risipa nu ți este specifică, din potrivă, tu economisești cu grijă atât banii, cât și lucrurile, mobilierul, chiar și produsele alimentare. Ești blândă și vulnerabilă, ești condusă de singurul satelit al Pământului, Luna simbolizând reverie și talent. Deci, îți este scris în stele ca fiind ființă senzuală care își inventează propria lume, dar adesea nu cunoști limitele și poți fi excesiv de dependentă. Dacă placi pe cineva, ești neobosită n dovedi dragostea și este mai bine să nu fii văzut în furie. Tu ai un minunat simț al umorului și ești populară cu prietenii. În munca ta, Reușești pentru că semnul Zodiacului te distinge prin diligență în îndeplinirea sarcinilor, căutând mereu idei noi, poți arunca o afacere neterminată de dragul unei ocupații noi, care este, după părerea ta, mai interesantă. Guvernatorul tău astral este Luna, Luna este responsabilă pentru instinctele și adaptabilitatea ta, Luna este favorabilă pentru profesii care țin de lanțuri de furnizori, aprovizionare, pentru scriitori și bucătari, planeta ta în exil este Saturn. Lui Saturn nu-i poți mulțumi pentru incapacitatea de a renunța la emoții și lipsa calităților de conducere. Ai o natură foarte controversată. Nu este deloc clar pentru alții cum poate fi combinată sociabilitatea și timiditatea într-o singură persoană, dar în cazul tău amestecul incompatibil este destul de natural. O imaginație vie te ajută să-ți vizualizezi pe viu dorințele și, în cele din urmă, să le împlinești. Cu toate acestea, poți necesita perioade lungi de izolare și singurătate. Dar după ce ai planificat și analizat situația, pur și simplu te grăbești să lupți și îți atingi rapid scopul. Merită menționat faptul că gândirea pozitivă inerentă ți poate face minuni. În primul rând, tu găsești repede oameni asemănători și... În al doilea rând, percepi toate obstacolele întâlnite pe calea ta, pur și simplu ca sarcini care au soluția lor. În plus, există o altă caracteristică a personalității tale romantice, și anume, o abilitate mentală foarte dezvoltată. Poți crede cu adevărat cu tărie că puterea duhului predomine asupra materiei și, în general, te consideri a fi ființă extrem de logică. Cu toate acestea, între declarațiile și acțiunile tale există o anumită diferență. Dacă ar fi trebuit să ți citești remarcile, le-ai recunoaște logica și, totuși, ascultând discursul în limba ta, trebuie remarcat faptul că în el domine emoțiile. De fapt, modul de autoexprimare folosită de tine este foarte asemănător cu stilul predicării, mai ales atunci când vine vorba să-i convingi pe alții. Pentru tine conflictele dintre minte și emoții sunt inevitabile. De exemplu, poți fi prea preocupată de propriile tale pasiuni și, pentru a le pacifica, poți recurge la anumite discipline rigide care pot regla fluxul de energie. Din nefericire, această abordare este adesea enervantă, iar aceste lucruri duce deja la distanțarea ta de cei din jurul tău nu poți întotdeauna scăpa de ispita de a atrage cât mai mulți fani către tine. Cu toate acestea, trebuie acordată o atenție deosebită aici, deoarece există riscul ca alții să nu poată să crească spiritual pe baza propriei experiențe și cunoștințe. Poți fi angajat în muncă mediocră și ai dus, la început, la o viață completă neclintită. Dar dacă te uiți la cărțile pe care le citești, filmele și programele de televiziune, pe care le preferi, nu te poți întreba decât ce fantezii ți au umplut viața. Într-un fel sau altul, în toate fanteziile tale, există o dorință nedezmințită nu numai ca să te dedici cu adevărat pe tine însăți, ci și să atragi pe alții, iar acest lucru devin principala forță motrice a vieții tale. Pentru tine, iubirea se poate transforma într-un șoc profund fie datorită adâncimii sale, fie datorită ratei de repetare. Oricum, este aproape imposibil să fie distrusă de obiectul dragostei tale, chiar dacă ai prea puține șanse să câștigi inima unui iubit. Barierele, dificultățile, iritarea, furia sunt toate componente care sunt întotdeauna necesare pentru o relație romantică în înțelegerea ta. Fiind îndepărtată de iluziile tale, Poți face fapte aparent incredibile. Dacă obiectul iubirii tale este un obiect neinsuflețit, de exemplu, un loc, un lucru, o dorință greu de îndeplinit, acesta poate rămâne întotdeauna un vis prețuit. În acest sens, întotdeauna preferi visele decât acțiunea activă. Te distingi față de alții nativi din Rat prin astfel de trăsături speciale, ești feminină, moale, romantică. Poți fi afectivă, timidă și oarecum frigidă, preferând umilința și dorința de servilitate. Sau din potrivă, poți fi strălucitoare, instabilă din punct de vedere emoțional, cu o stimă înaltă de sine, ești sensibilă la critici, predispusă la drame excesive, impresionabilă, cum afectează data de 16 iulie soartata? Dacă ar fi plăcut cerului ca o persoană să se nască pe 16 iulie, atunci aceasta înseamnă că nu erau destui romantici pe pământ. Ai o personalitate extrem de entuziastă, care are nevoie constantă de energia iubirii și aventurii. Tu te străduiești să-ți faci viața ta și pe a celor din jurul tău, luminoasă, pentru a o umple cu soluții și proiecte neobișnuite. Ești idealistă minimă, de aceea te lupți adesea cu morile de vânt. Ești foarte responsabilă, știi cum să simpatizezi și să empatizezi, chiar și cu oamenii necunoscuți. De aceea adesea te angajezi în caritate. Tu încerci să fii la curent cu toate evenimentele recente, indiferent de domeniul de aplicare. Îți este foarte plăcută de a fi iubită de alții, în special de sexul opus, prin urmare, de dragul unor astfel de emoții. Poți face acțiuni spectacol, poți fi foarte sensibilă, crezi în puteri superioare, dar aceste lucruri nu înseamnă că vei urma orbește sfatul scris în diverse surse, tu posezi o emoționalitate excesivă și chiar sentimentalitate. În același timp, există întotdeauna o logică clară în discursul tău. Aceste lucruri îți permite să convingi pe alții că lucrurile aflate sub conducerea ta sunt fără îndoială, practice poți fi lider, având un simț comercial. În bucătărie poți fi iscusită, predispusă la crearea de capodopere culinare. Cei apropiați de tine ar trebui să fie mai atenți la înclinațiile tale de joc. O astfel de combinație uimitoare de inteligență și emoție duce deseori la conflicte interne și externe. Se întâmplă astfel că adepții tăi sunt abandonați deoarece tu ai decis brusc să te distanțezi. Pentru a învăța cum să-ți gestionezi mânia bruscă, poți apela la diferite tehnici de reglementare a energiei, inclusiv artele marțiale. Fără îndoială, ai o personalitate foarte puternică, chiar dacă ai decis să te dedici unei profesii simple, în viața ta se poate găsi cu siguranță o tendință spre romantism, în viața privată ești înclinată să aranjezi probleme într-o relație cu un partener deoarece crezi că fără dificultății nu se poate aprecia cu adevărat romantismul. Pentru a-ți susține propriul succes, ar trebui să utilizezi adesea culoarea mov și nuanțele sale în îmbrăcăminte sau accesorii. Pentru a fi cu adevărat fericită, ar trebui să scapi de ochelarii rozi, dragoste și compatibilitate. În dragoste, îi protejezi pe cei dragi și te poți sacrifica pentru ei. Natura ta romantică și grijulie are o impermanență emoțională. Ești ușor rănită de indiferență sau eșec, astfel încât partenerul tău ideal poate fi o persoană care este gata să accepte aceste schimbări de dispoziție și o nevoie periodică de confidențialitate. Racul este singurul semn care poate, într-un fel sau altul, să găsească înțelegere reciprocă cu toate semnele zodiacului, dar tu găsești o fericire specială cu scorpionul? Fecioara, Capricornul, Taurul și Pești. Cu anumite compromisuri, există șansa de a construi o relație cu balanța, Săgetătorul și Leul. Cele mai multe alianțe nereușite sunt cu Berbecul, Gemenii, Racul și extrem de rar cu Vărsătorul. Totul este însă posibil, neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Te poți manifesta cu succes în muncă, acolo unde nu ai superiori. Planificarea independentă și un program de lucru acceptabil sunt de o mare importanță pentru tine. Te poți exprima în domeniul literaturii și al muzicii. Sănătate și boli. Principala problemă este că tu consideri că este posibil să depășești orice boală numai prin forța minții. Cu toate acestea, merită să ți amintești că pentru a identifica boala este nevoie de ajutorul profesioniștilor reali. În plus, o atitudine pozitivă față de boală este importantă, dar rămâne doar un ajutor în tratamentul bolilor grave. Poți pierde timp prețios în amăgirea ta că orice boală fizică poate fi învinsă de forța minții. Prevenirea este cea mai potrivită pentru tine. Exercițiile fizice Perioadele alternative de muncă și de odihnă vor ajuta la prevenirea multor boli grave. O abordare individuală în ceea ce privește dieta și exercițiul fizic ar fi foarte de dorit pentru tine. Destinul și norocul. Universul te-a dotat cu numeroase talente. Ai o intuiție bună, foarte dezvoltată, sunt posibile abilități telepatice. Ai elocvență, darul de influență alte persoane. Supunându-le voinței tale, în materie financiară, poți fi de succes, te poți afla într-o relație armonioasă în familie, ești legată de familie și onoresc tradițiile acesteia, multe lucruri îți sunt date cu ușurință, dar dacă neglijezi canoanele morale, viața ta va fi mizerabilă. Sfaturi pentru tine, uneori trebuie să înțelegi ce îți este necesar, la urma urmei. Adesea obiectivul tău se transformă într-o cursă pentru un vis, a cărui execuție aduce dezamăgire, decide ceea ce ai cu adevărat nevoie și mergi pentru realizarea acestui lucru fără umbră de îndoială, calmează-te, lasă-ți sentimentele să fie exprimate ușor și nu le suprima, direcționează-ți pasiunea pe căi pozitive, nederanjante, învață să renunți la conflicte și să-i refuzi pe ceilalți nu-ți folosi visele ca pe o scuză pentru inactivitate. Rămâi pozitivă, dar nu exagera în acest sens. Ce cadouri ți se potrivesc? Dacă tu colecționezi ceva, atunci problema este rezolvată de la sine. Un dar valoros este cel care se adaugă la colecția ta. Acest lucru va însemna nu numai că cel ce ți oferă darul și a amintite despre ziua ta de naștere, ci și ceea ce prețuiești personal. Altfel, Găsirea unui cadou potrivit pentru tine este foarte dificilă. Este mai ușor să spun ce nu ar trebui să-ți se ofere cadou, ca să nu te jignească. Pentru tine, nu numai darul este important, ci și cum este prezentat. Cel mai bun dintre toate, este ceva moale și cald. În ansamblu, vei fi fericită pentru tot ce este tangibil. Apreciezi în mod deosebit atunci când darul este însoțit de un discurs laudativ în care ți se declară cu cea mai mare convingere pentru tine ce valori de durată are prezența ta în viața celui ce oferă darul. Împreună cu darul este bine să ți se ofere și un buchet frumos de flori. Este mai bine ca darul să fie oferit solemn, cu patosul inerent al cavalerilor. Numai în acest fel te vei simți prețuită, dorită și iubită. Sentimentalitatea ta nu cunoaște limite și, prin urmare, Casa ta este de obicei plină cu tot felul de poze în ramă pe pereți, statuete minunate, sfășnice de argint ornamentate și chiar jucării aranjate frumos. Toate aceste elemente ar trebui să-ți fie oferite, tablăuri, rame, antichități. Cadoul în bani este o idee minunată, dar și mai frumos ar fi într-un plic frumos, cu un model interesant. Dacă ești o gospodină activă, Vei primi cu dragorice ustensile de bucătărie originale sau obiecte decorative de uzcaznic. De exemplu, un cuțit de argint pentru tort, un set de ceai sau o cană banală cu fotografia ta, elefantă de porțelan, haină confortabilă, cercei eleganți cu perle sau un inel cu piatra lunii. Aceste lucruri poate fi un cadou real pentru tine. Culoarea cadourilor poate fi diferită dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz sunt un cadou minunat. Lucrurile cu dantelă nu le vei refuza, poate fi o față de masă cu dantelă, un set de lingerie scump franțuzesc. Ambalaje ar trebui să fie transparente, fie aproape să nu ascundă conținutul, sau în mod clar să-l evidențieze. Acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.